lucrat mult timp peste hotare și am investit, am cumpărat un depozit. Acolo este o livadă de pruni, uscătărie de pruni. Lumea din sat cunoștea că tu poți să ai bani, păi da? Cunoștea numai două persoane. Trei persoane necunoscute cu măști pe cap și mă întreabă de bani. Spun că nu am bani, zic bani la bancă. Așa își începe povestea înfricoșătoare a Afanasie Popescu din satul Seliște, raionul Nisporeni. Totul s-ar fi întâmplat în casa părintească, sub privirile mamei sale. Puțin a durat, minunte, dar nu minunte, secunde. Eu m-am lovit, m-au legat, nervul a murit, nu sunt nimic ca partea asta. Și a venit iară cineva și m-a lovit cu bâtă. Telefonele toate le-au rupt în două. Mi-a ieșit prin grădină, m-am dus pe la oameni prin grădină, m-a sărit gardurile și m-am dus, am ajuns la frate. Fără milă, necunoscuții ar fi agresat-o și pe mama lui Afanasie, o femeie în vârstă de 80 de ani. Mama, cum ai recunești, striga și i-a pus pierna pe față și totul a apăsat. Și până la urmă o zbătut și pe o deală din casă. Scate bani. Știu cu neva bani, dar în casă o întors toată casa cu fundul în jos. Eu odată am participat la licitații, ăsta care e primar. O scris el că scumpere pământul și eu am participat la licitație și l-am cumpărat eu. Și el i-a zis, că de eu să mă lămuresc eu aparte. În spatele lor stă un organizator. De unde am cumpărat eu livada? Toată lumea al bănuie pe dâns, că asta e mâna lui Batâr. Bărbatul despre care ne vorbește eroul nostru a venit astăzi aici. Ion, vă rog să intrați în platou. Bună seara, Ion, bine ați venit la noi. La toți. Dumneavoastră știți ce i s-a întâmplat lui Afanasie, da, anul cunosc, trecut. Da, sigur. Că a fost victima unui atac tâlhăresc, da, chiar da, în propria lui casă. Dar dumneavoastră știți că foarte multă lume spunea că dumneavoastră ați sta în spatele acestui atac tâlhăresc asupra lui Afanasie. Au ajuns, cred că, zvonurile și la urechile dumneavoastră. Oamenii cineva vorbea, dar nu vorbea cu mine. Eu am auzit de la Afanasie. Că, băi, uite, vorbeaște în sat acolo așa ușuriel, că pot și tu implicat. Dar și legături cu criminalitatea organizată? Eu sunt fost polițist cu destinat și speciali fulger. Sunt veteran de război. Eu n-am nimic împotriva legii. Eu sunt pentru dreptate. Dar către dumneavoastră, domnule Bătâr, și către tine, Afanasie, cum explicați aceste zvonuri care au apărut? Că, uite, ar sta domnul Bătâr în spatele atacului asupra ta. Tălharii n-au știut, pentru că noi n-am vorbit. N-am vorbit de cum a mers vânzarea, cumpărarea, ei nu cunoșteau cine. Dar au presupus că eu i-am făcut lui Afanasie și am luat 20.000 de euro după cuvintele lui Afanasie care ne-a spus și ei l-au atacat ca fănil să nu poată lucra și să eu să nu-i mai întorc bani, să lucrez mai departe livada. Bun. Și atunci, după părerea voastră, cine ar fi organizatorul acestui atac? Păi după... Adevăratul organizator. După părerea mea, organizatorul tot atacul ăsta e Popescu Ion, el e implicat în tot organizator. Ca să spunem, cine este Popescu Ion? Dacă se poate să spun mai departe. Cine este Popescu Ion? Popescu Ion este primarul actual al Muian. Al satului Seliște, da. Voi bănuiți chiar pe primarul satului Seliște, da, că ar fi organizat un atac tâlhăresc asupra ta. Da. Care ar fi scopul lui? Scopul lui ar fi concurența, ori că să-l murdărească pe domnul Bătâr, că el e consilier, că ceva genul ăsta. Deci tu crezi că primarul satului, da, de unde veniți, da, a organizat atacul tâlhăresc și tot el a strânit și zvonurile, precum că organizatorul ar fi domnul Bătâr? Da, tot el s-a dus la fratele meu și eu zis că când a fost închis, s-a dus domnul primar, s-a dus la... Poate să dau eu lămurire, dacă se poate. Când am venit la Chișinău, când cu dânsul, nu ești primarul atunci. Și am avut la dâns o reacție și am spus la polițist, luați
evidență, omul, instant, mie nu-mi place, ceva este eu ascuns la dânsul. După dură atât timp, din noi tu Isaac, l-a închis, o sat închis, l-a închis. Vine primarul seara, era târziu, orele 10, 11, mai poate că așa din noapte, târziu era. Vine la mine și vorbind așa, zic că ai auzit că l-a închis pe... Păi n-am auzit, dar nici nu mă interesează și nici n-am pentru ce mă interesa, eu n-am nimic cu asta, cu ăsta să mă interesez. Și vorbind așa, e, voi și vă gândiți la că taraca poate să furi niște găini, dar lucrul ăsta nu poate să-l facă. Și așa vorbind cu dânsul, eu mă mut pe altă temă, el iar mă văr în tema asta dacă... Și în timpul ăsta vorbind, îmi faci că ăsta trebuie poate și ăsta lucru, nu vă gândiți că lucrul ăsta ia-l bată lui Ion? Zic, băi, nu poate să fie lucrul ăsta lui bătărâi Ion, pentru că deși că cumpărarea asta care e făcută, nu-i trecută după fănel, dar e trecută după nepot. Și nu poate să fie bătărâi, că știi procedura, că nu-i nici legat. Dar ei nu știu nimic că procedura e făcută. O gândit că e tot după dânsul și nu știu nimic că lucrul, cumpărarea nu-i după dânsul. Așa. Noi l-am chemat pe Ion Popescu, primarul satului Seliște, în platoul nostru. El a refuzat invitația, dar a discutat cu echipa noastră de filmare. Iată ce ne-a povestit el despre ce i s-ar fi întâmplat lui Afanasie. Atenție, Lecră. Ion Popescu, primarul satului Seliște, povestește că s-a mirat când a aflat că Afanasie îl bănuiește că el i-ar fi planificat tâlhăria. Edilul zice că niciodată nu a avut vreun conflict cu consăteanul său și nici nu ar avea motive. Neînțelegeri pot să fie când lucrul acesta complicat de bătaie s-a întâmplat, nu mai ținut, pe luna lui aprilie, martie, nu mai ținut eu. Eu avem jumătate de an. Ce neînțelegeri putea să fie între noi? N-am avut nimic. Cu dânsul, poate cu niște prământuri acolo, nu știți cum, așa. Dar și așa, n-am avut să am cu dânsul conflicte, deși te-ai vrut acolo sau din corp. Nu, nu a fost conflict nimic. Da, e adevărat, adică el a luat un teren pe care și cineva dintre apropiații dumneavoastră voia să-l ia? Sau cum? Păi, chiar trebuia eu să-l pun. La licitație am participat eu personal și dumneavoastră, nu el, dar fratele lui a participat. Uh-huh. Fratele lui a participat și la licitație. Care dă mai mult, așa l-a luat. Nicio problemă. El a dat mai mult, el a luat. Primarul zice că a ajuns să fie implicat într-un joc politic. El afirmă că acesta ar fi înscenat de către Ion Batâr, care este consilier în primărie. Persoana când e influențată de cineva și are datorii față de celălalt, clar că lasă, cum îi spune persoana, da, așa se face. Că domnul Batâr mi-e dator cu bani. Poți să spun și asta. Cui? Mie, personal. Primarul se plânge că Ion Batâr a scris mai multe plângeri la poliție pe numele lui, pe diverse cazuri, fără a avea dovezi. El este convins că și de această dată, anume el, l-a influențat pe Afanasie să depună mărturii împotriva lui. Nu, acum avem o plângere scrisă, da, el fizic o încercat și avem plângere chiar acum, o schemat. Unde? La poliție, să dăm mărturii că nu a fost. Primarul zice că cel despre care Afanasie și mama lui spun că l-au recunoscut în noaptea tâlhăriei nu ar avea nicio legătură cu tot ce li s-ar fi întâmplat. Dar dumneavoastră, cum considerați atât? Acest domn fără implicarea dumneavoastră, din propria lui inițiativă, ar fi avut motive să intre în casa lui Afanasie? Pentru că... Scumetri și nu avea cum să intre... Mm-hmm. Domnul Afanasie, mai bine să uite ce a făcut el înainte, unde a fost el. Și apoi atunci atunci să nu implici oameni din sat care e nevinovat să umbli pe drumuri. Mai bine să facă așa el, domnul Afanasie. La ce vă referiți? Dumnealui știe foarte bine. Că de ce a făcut? Da, el știe foarte bine. Eu nu știu ce a făcut el, dar tot din spus la oameni ce a făcut el. Știe foarte bine ce a făcut el și își aduc aminte. Mai mult, primarul spune că în urmă cu câteva luni, Ion Batâr l-ar fi bătut pe cel pe care Afanasie îl bănuiește că i-a intrat în casă. Dar eu cred că ce nu-i unde să gândesc. Și domnul Ion Batâr și bătut tot
dacă să vă spun drept, când hai să aibă în 3 luni în urmă, 3-4 luni. Părere de rău, dar constat că cazul întâmplat cu Afanasie încearcă în localitatea Seliște să fie o reglare de control dintre primar și consilier. Fiecare face o analiză de genul în felul următor, eu îl presupun că are o legătură de genul ăsta, are o legătură de genul ăsta. Chiar nu are nimic comun cu ce i s-a întâmplat lui Afanasie, după mine personal. Eu văd că fiecare, cel primarul, ce-am vizionat, domnul consilier care prezent în platou, sub un, hai să zic așa, un joc interesant politic, își aruncă unul altuia anumite învinuiri, făcând o anumită legătură, să zic eu, cu cazul lui Afanasie, care, după mine, nu are nimic comun de ce a fost în realitate acolo. Și, cu părere de rău, dar cercetările pe cazuri grave, cum sunt la Afanasie, câteodată deviază niște să zic eu, direcții de care nu merită nici să le tragi atenția, dar toată lumea la sat vorbește, se dă cu părerea, face concluzii și toată lumea stă și analizează concluziile astea. Pe când ar trebui să căutăm făptașul, dar nu să se lege anumite cumpărături de terenuri de la domnul consilier și, mă rog, așa zis, a licitației. Deci nu este o cercetare profesionistă, în primul rând, nu este o abordare a unui cadru juridic concret la care se referă la cazul Afanasie și toate momentele astea chiar, mă zic eu că nu se caută făptașii, dar se reglează conturile între ei. Despre presupușii făptași ai tâlhăriei asupra lui Afanasie. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Afanasie Popescu din Seliște. Bărbatul de 38 de ani spune că el și mama lui, în vârstă de 80 de ani, au devenit victime ale unui atac tâlhăresc chiar în casa lor. Într-o seară, 4 bărbați cu cagule au năvălit peste ei și i-au torturat timp de câteva ore cerându-i bani. După ce a scăpat din mâinile agresorilor, Afanasie a stat o lună la spital unde a suportat mai multe intervenții. Mama lui, deși speriată până la moarte, spune că l-a recunoscut pe unul dintre tâlhari. Noi l-am găsit pe acest bărbat. El a acceptat să vină în platoul nostru, dar cu condiția că va apărea după paravan. Bună seara, bine ai venit! Eu îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat să vii astăzi aici și să vorbim despre Afanasie. Din câte am înțeles, voi nu sunteți oameni străini. Afanasie ne-a spus că chiar te-a ajutat. Da. Da? Așa da. Este. Totodată, tu probabil știi și faptul că ești bănuit, da. Că ai fi unul dintre participanții la tâlhărie. Am fost și reținut. Ai fost și reținut pentru o zi, din câte știu eu. Două, da? Și după aia te-au lăsat să pleci acasă, dar ai statut de bănuit. Da. Nu știu ce e mai grav, să fii bănuit de poliție sau de chiar de omul care te-a ajutat? Eu n-am participat la așa ceva. Probabil ați avut și o discuție anterioară, nu? Nu. Niciodată nu ați discutat? Nu. Păi, dar nu sunteți cu metri? Suntem. De când s-a întâmplat cazul cu domnul, cu mătru, noi n-am mai discutat. Pe tine asta nu te deranja? Nu mă deranja. Și de ce n-ai mers să bați la ușă și să, nu știu, să vorbești, să încerci? Adică el trebuie să facă pasul ăsta, nu eu. Poți întrerupe. Așa crezi? Da. De ce trebuie să fac eu pasul? Pentru ce? Dacă eu nu te-am bănuit niciodată, poliția te-a reținut și eu nu credem că tu poți și pe urmă, când am auzit niște convorbiri de-a voastre, când vorbeai tu cu domnul primar, când domnul primar te întreabă și se aude acolo, tu ce spui? Și se aude rău de tot. Dar de ce? Când nu slujesc cu martorii și domnul primar de două ori a făcut așa. Și iar mai este când domnul primar îți zice, ți-alungă-l pe cu mătru tu. Dar tu zici, da, de ce?
alungă-l ca și ala stucaci. A fost așa vorbi cu voi? Da, nu mi-aduc aminte. Este, este. Nu mi-aduc așa. Da, sunt mai mult. Și eu când am venit de la spital, avem un tractor la poartă, mă mușem să-l pornesc. El încerca să aproche de mine, numai ne-a saltat așa. Eu mă mușem să-l pornesc, să fac drumul, că era cali. Și el încerca să aproche de mine și n-avea curajul, el se duce înapoi. El n-avea curaj să vie de mine, deși trebuie să mă duc eu la dânsul să... El dacă e bănuietul și nu era vinovat, dar zic, băi, cum mai nu sunt eu. Nu mă vinuie degeaba, că nu sunt eu. Dar atâta timp o să vorbim niciodată. Și trebuie să davidesc eu treaba asta. Dacă poliția o davidit că eu nu sunt vinovat. Poliția o dovedit că ți-au adus doi advocați. Pentru ce doi? Cum doi? Doi advocați ți-au adus, doi, am dovedesc, doi advocați. Dar cum ai ieșit tu de la poliție? Și sâmbătă, sâmbătă, când poliția ți-a dat ția drumul, domnul primar, și de cu mașina la fratele tău, la poartă, la casa părintească, era stăți în ogradă. Eu am filmat mașina cum șed la ora 10, oara. Da, da, care... Și de stăți în ogradă cu domnul primar, tu, când aș fost. Da. Și doi advocați s-au adus ție? S-au adus doi advocați? Nu, da, un advocat. Doi a fost. Un advocat. Dar prin ce l-a luat advocat dacă n-ai fost vinovat? Omul e vinovat? Băi, eu sar în cap, nu sunt eu vinovat, gata, mie nu-mi trebuie advocat, eu m-am apăr pe mine. Domnul Slavic, nu l-am luat și eu, fratele meu. Dar așa este, eu m-am apăr pe mine. Și dacă omul nu-i vinovat, băi, nu-ți mă vinuie pe mine. Deși fratele tău l-a sunat tătă ziua pe domnul primar și domnul primar nu a răspuns. De atâta că noi suntem rude. A, sunteți rude. Da. Cu primarul? Da. Voi sunteți rude? Da. Asta ar explica niște lucruri. Zi-mi, te rog, le-ai spus colegilor mei că în seara în care tâlharii au dat buzna în casa lui Afanasie și a mamei lui, tu erai acasă. Voi sunteți vecini, nu sunteți departe. Soția ta chiar ți-ar fi spus că se întâmplă ceva în casa lui. Sau de ceva, da. Dar tu nu i-ai dat importanță. De ce? Dacă voi sunteți cu mietri, te-a ajutat omul acesta? Eu nu pot în familia cuiva ta să mă văr, poate și... Eu nu știu și scandaluri au și deși pot să... Dar după zile vine. După dar aveau vine. Scandaluri în familie? Auzit, văleu nu păli, iaca, și mi-a spus soția. Și atât. Și ce ai crezut? Dar n-am reacționat, băbșie, la nic. Dar de ce? Așa m-am gândit, zic, treaba lor, ala, tu cautezi de treaba ta. Nu, te întreb, e obișnuit cumva în casa lor să se audă așa? N-am auzit niciodată. Păi și atunci când n-ai auzit niciodată și apoi auzi văleu nu păli, nu-ți pare... Mie nu mi-a părut nimic straniu. Așa cum am zis, știu că ai fost reținut pentru o zi sau două zile, da? În legătură cu acest caz. Mai devreme ne-ai povestit despre asta. Hai să auzim ce ne-ai povestit. Atenție! Eu singur am fost reținut pe așa cauză. Înainte de asta am fost judecat. Eu nevinovat am făcut 8 ani de zile. Nevinovat. 8 ani de zile? Da, 8 ani de zile. Dar pentru ce ați stat? Cum pentru? Pentru omor. Bine, dar ce legătură are? În seara și ea, soția a văzut, a auzit ceva, a fost la apă și a auzit că mama lui striga, văleu. Soția a venit la mine și în casă și mi-a spus. Ia că strig, zic, treaba lor cu viața lor. Și trebuie să mă văr eu în familia lor. Ca la poliție tot așa am spus, la bă, câteva zile a venit și mi-a făcut percheziții. Și la a doua zi mi-a dat drumul, că nu a fost probe, nu a fost nimic. V-ați luat un avocat? Da. Bănesc cum că... Cum se dovedește altfel? Altfel nu-l poți dovedi. De multe ori am încercat chiar să discut cu dânsul pe treaba asta. Zic, deși faci el, eu lucrez aici, nu lucrez la domn primar. Tot timpul muncesc, zi de zi, eu muncesc. Și cu munca care asteană, eu nu mă pot stroi numai asteană. Eu dacă, na, primer, furam bani la dânsul, ori mă țin și tălhăriem să asteană, eu aveam bani, putem să mă stroiesc, putem să am și o mașină, putem să am... Dar zic, eu n-am de un pachet de țigări. Dar cum să mă recunoască dacă... Dacă el zice că la poliție spune că el nu ține minte nimic și am o spune că mă recunoaște. Cum? Știu. El a mai fost pe la Italia, au fost mulți ani, au mai dus oameni pe la Italia și... Eu cred că cineva t-a amăgit și
cineva ta s-a răzbunat treaba asta. Nu știu, pe dânsul nu din prima zi l-a păsit, poate. Că am un cumnat care lucrează la dânsul. Aha. Lucrează la dânsul. Așa. Și-o zic că vineau și-o alcătau pe acolo. Acolo unde și de acolo. Pe acolo alcătau, o săptămână înainte. Să-ți la bani mari. Că eu fost dator. Nimeni n-a să vie pentru 10 sotic. Dar n-a să vie să te ucide pe tine în casă. Lui nu-i trebuie. Cât de prost n-ai și omul, lui nu-i trebuie lăsar penal. Da, au luat pământuri de la astea, chiar eu știu multe pământuri care le-au luat așa să nu vorbească cu omul, le-au luat, le-au arat, le-au sfundat, le-au semănat și el e hazaie. Cum putem eu să mă duc la cum? Când e cu mătru, el ne-a botezat, copilul meu l-a botezat cu o jumătate, în iarnă ne l-a botezat și la tot s-a întâmplat asta. Cum putem eu să mă duc eu la un cu mătru să fac așa și așa? Zici că am dus oameni la Italia. Eu oamenii care i-am luat, eu i-am ajutat. Alții s-au cumpărat casă, au lucrat cinstit, italianul i-au plătit, au lucrat tot... Luat oameni care trăiesc greu în sat. Luni de zile eu am pus cuvânt să iei, că trăiești greu. Pe două luni de zile, dar nu avem eu să-i le plătesc eu sau să-i mânjesc. Îi plăște italianul direct. Poți să aduc și dovezi și... Să-mi ducem la fiecare om care l-am luat, eu îi știu și se întreb dacă am măjit eu pe vreunul sau și iar de pământuri, că am luat pământuri de la oameni, că astea în abarot domnul primar a luat toate pământuri la oameni și nu de la oameni. Iarăși revenim la discuție, analiză, versiuni și etc. Dacă puteți să ne povestiți, când a venit poliția, dacă ați fost acolo, dacă ați văzut ce a făcut poliția, eu atâta vreau să înțeleg ce s-a făcut ca să stabilească adevărul. Deschis dosar, piful liganism, dar și tentativă de omor. Cum l-a închis, nu a mai lucrat nimeni, s-a terminat tot. Mi-a adus un cușuleoc de șeau de-al Dodon, calendar, care plin de 100 de mii cu tăți de 50 erau. Mare semn de întrebare. Strigoaie care a fost, când colo iese martorul lui, poate a vrut să vină și a ușit de pe mamă. Bărbatul pe care ei îl suspectează că i-a tâlhărit, a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. L-ai bătut pe Afanasie Popescu în noaptea tâlhăriei? Tâlhării au presupus că eu i-am făcut lui Afanasie și-am luat 20.000 de euro după cuvintele lui Afanasie care ne-a spus și ei l-au atacat ca Fănel să nu poată lucra și să eu să nu-i mai întorc banii, să lucrez mai departe Livada. Știi și faptul că ești bănuit, da, că ai fi unul dintre participanții la tâlhărie? Am fost și reținut. Și de când s-a întâmplat cazul cu domnul, cu mătru, noi n-am mai discutat. Când domnul primar te întreabă și se aude acolo, tu ce spui? Și se aude rău de tot, că nu slujesc cu martorii. Și domnul primar, de două ori a făcut așa. Primarul ți zice, ți alungă-l pe cu mătru tu. Dar tu zici, dai de ce? Alungă-l, că așa l-ai stucat. Auzit, văleu nu păli, ia ca. E obișnuit cumva în casa lor să se audă așa? N-am auzit niciodată. Păi și atunci când n-ai auzit niciodată și apoi auzi, văleu nu păli, nu-ți pare... Mie nu mi-a părut nimic straniu. După părerea mea, organizatul tătatacul ăsta e primarul actual la Muian. După o perioadă de timp de vreo 3 zile, eu mă cunosc cu șeful Poliției Criminale în Isporeni și l-am întrebat cum parcurge ancheta. Și zic, uite, satul e pus foarte multe camere pe sat, care pot să le voi să ridicați materiale, zideți, cine a intrat cu o săptămână, două, în care el zice, băi, uite, nu le-am ridicat materialele. Dar eu îi spun, zic, cum tu, lucrând atâta timp în poliție, voi n-ați ridicat, în minutul cealaltă trebuie să ridicați, atunci, bine, asta le ridicăm. Abia a trecut aproape două săptămâni când el pe mine mă roagă să ne ducem la o persoană în sat că nu vrea să-i permită poliția să iei înregistrările cele. Atunci zic, cum, voi, poliția, nu puteți?
Și ei spun, zic, ați luat imaginea satului? Nu. De acolo ați luat? Nu. Cum voi nu cunoașteți câte cămeri? Și eu m-am dus în sat, am vorbit cu doamna, ne-a dat drumul în casă, a venit un inspector care i-a pricepe și a luat toate materialele și nimic. Atunci eu îmi dau o întrebare, zic, uite, acolo voi ați găsit în noapte acela o stanție de alimentare cu benzină, o stație Peco, patru indivizi care noaptea nu aveau bani, lei ca să achite. Voi i-ați depistat cine? Ați ridicat de cine mașină? Cine sunt persoane? Nu. Păi și discutăm noi când poliția doarme. Eu nu vreau, nici nu mi-ați spus, dar simt că este o cercetare superficială, n-au dorit și nu doresc să stabilească adevărul. Eu, după ce Afanasie a venit din spital, am discutat cu dânsul și i-am spus și am, tot timpul i-am vorbit cu el. Ieți un avocat, că nisporienii nu fac nimica și o să claseze materialul. Și nu că... Da, doi. Doi? Doi și niciun nu sunt ca lume. A venit momentul să aflăm dacă bănuielile lui Afanasie Popescu și ale mamei sale se adeveresc. Bărbatul pe care ei îl suspectează că i-a tâlhărit a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Toate bănuielile lui Afanasie Popescu despre planificarea tâlhăriei din casa sa duc într-o singură direcție. Principalul suspect al bărbatului a ajuns în scaunul poligraf. În urma testului poligraf o să stabilim dacă subiectul testării este sau nu implicat în tâlhărie săvârșită pe data de 11 aprilie 2020 din casa familiei Popescu. Expertul a adresat întrebări subtile, răspunsul cărora vor demonstra dacă bărbatul este implicat în infracțiune sau nu. Ai știut că în casa familiei Popescu vor intra hoții? Ai planificat tâlhărie din casa familiei Popescu? Ai participat în tâlhărie din casa familiei Popescu? Ai sufocat-o cu pierna pe Vera Popescu? Primarul satului Seliște te-a pus la cale să-l bați pe Afanasie? În urma testului poligraf s-a văzut că subiectul testării are careva disconfort. Unde a mințit eroul nostru și unde a spus adevărul? Aflăm acum! Așadar, am pe foaie întrebările la care ai dat răspunsurile și rezultatul testului. Ți-au fost adresate multe întrebări. Da. Eu le voi da citirii doar 5 dintre ele. Și prima sună în felul următor. Ai știut că în casa familiei Popescu vor intra tâlharii? Nu. Și așa cum a arătat testul, acest bărbat a spus un adevăr. A doua întrebare. Ai furat bani din casa familiei Popescu? Nu. Și acesta este un adevăr. L-ai bătut pe Afanasie Popescu în noaptea tâlhăriei? Nu. Și acesta este, așa cum a arătat testul, un adevăr. Primarul satului Seliște, Ion Popescu, te-a pus la cale să-l bați pe Afanasie? Nu. Și acesta este un adevăr. Și ultima întrebare. Sună în felul următor. Ascunzi ceva ce este legat de tâlhăria din casa familiei Popescu? Nu. Testul la detectorul de minciuni a arătat că aici tu ai spus un neadevăr. Eu tot am spus sincer. Rămâne de văzut doar de ce. Afanasie, ce simți după ce am dat citirii rezultate? Eu deodată am simțit că el nu m-a bătut, dar au fost persoane străine care el știe de tot și nu a fost.
Dar la moment dat am înțeles că mama ta te-a convins, că uite, mama el... Mama ne spune, da, și la poliție mama ne zice că el, noi spunem că nu, și la poliție spunem că zic, el e om slab, zic, nu a fost el, ca și alte persoane străini. Dar după ce am auzit convorbirile lor la telefon, când domnul primar îl sună pe dânsul, când a fost el reținut, nu a fost reținut, audiat, l-a audiat și domnul primar îl sună și îl întreabă și se aude acolo și el spune și se aude, rău se aude, dar nu așa rău, dar cu prostii, vorbeschi, iau, dacă așa, puteți tu la poliție, asta. Este înregistrat și atunci ce crezi, ce rol ar fi avut acest bărbat? Păi el știe, el știe, o știut de, când am dat eu prune, că eu încărcasem un camion de prune asta cu, nu știu cât, nu mai țin minte câte zile în urmă, încărcasem, dar banii nu ne transfer, nu știu nimic. Am făcut factură. Deci tu crezi că el putea să fie informatorul tâlharilor? Da, mai este o persoană da? Care lucra vreau la mine. Vreau să înțeleg foarte clar. Tu crezi că el ar fi informatorul tâlharilor? Deci nu a participat este alt personal la tâlhării. Care a lucrat la mine. Care a lucrat la mine. Că el a văzut că am dat prune tot așa și au venit băieții, ne-au adus banii, ne-au adus un cușuleoc de șal, de-al Dodon, calendar, care plin de 100 de mii cu tăți de 50 erau. Și băieții și lucrători au văzut, care tot, el e martorul că eu stat în casă, croitorul. Un croitor a murit, tot e martorul lui, că eu stat în casă și alt croitor mai trăiește, dar tot el l-a bătut, că am și dovesc când el e jolit pe față, când asta e an. Fără drum semn de întrebare privitor la organizator, dar ca să aflăm și după prag, ca să aflăm, nu direct să căutăm cine e organizatorul. Organizatorul, tot cazul, îl trădează autorul. Deci autorul trebuie căutat, care a intrat în casă și de acolo, de pornit, și doar el văzând că pleacă la închisoare și... Atunci poate el să destăinu sau să indici la persoanele implicate cu el. Atunci ajungi, vrea, nu vrea, ajungi încetșor la autor, la organizator. A trecut un an și jumătate aproape da. De la această tâlhărie. Voi cunoașteți ce a făcut ancheta, la ce rezultate s-au ajuns, dacă mai sunt și alți bănuiți? Păi ancheta vă spun că nu a făcut nimic. Eu am scris la deci procuratură. Deci nici măcar nu există alți bănuiți? Am scris la procuratură, dosarul l-a luat procuratura generală, m-a audiat la, aici la Chișinău și m-am dus cu advocat să facem un cunoștință cu dosar. În dosar sunt două foi, două, trei foi, nici n-au nic, nu este nimic. Și au deschis dosar pe huliganism, dar și tentativă de omor, alt dosar, de-aia deschis pe huliganism ăștia de la Nispăreni. Da, acolo noi am fost audiați și noi și mamă și fotografii și așa. În dosar nu a fost nică, s-o pierdut. Și dosarul dat departe nu seamănă huliganism. El e o tâlhărie clasică sau poate tentativă de omor. Da? Adică nu poate să fie, nici nu trebuie să fii avocat. Cursul 3 la Universitatea de Drept trebuie să știi. Dar de la procurorii raionului Nisporeni am aflat că dosarul pe cazul lui Afanasie Popescu a ajuns în gestiunea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Așa că am expediat o solicitare în care am vrut să aflăm la ce etapă se află ancheta. Cu aceeași întrebare ne-am adresat și la Inspectoratul General de Poliție. Până în ziua înregistrării emisiunii nu am primit niciun răspuns. Și iar vă mai spun, când la noi în casă, la mama, au pus un aparat de înregistrat. Ei l-au pus legal, au zis că astea. Când l-a eliberat... Cine l-a pus? Poliția. Uh-huh. Când l-a eliberat pe poliția s-a luat și aparatul luni și nu a mai venit pe la mine niciun polițist. Până în zilișele, în fiecare zi veneam, mă ce eu la dâns și colaboram, mă întrebau, le spuneam, ori și vorba auzăm în sat, eu le chemam, e ca când am văzut mașina lui primar, informații, și de la poarta părintească a lui, am sunat la poliție, a venit poliția, au văzut, eu am fotografie, am fotografiat mașina, tot când iar este pensat că a dat 1500 de euro la advocați, iar m-am dus și am spus la poliție, s-a dus poliția... Deci tu ai început să adun tu niște da, informații, eu singur să adun detalii. Orice, că eu le-am spus, orice, orice vorbă să găsim tâlhar. Și nu, ave, nu, a, nu, nu, nu se știe nici despre un bănuit, nu a mai fost reținut altcineva, a audiat, să spun așa. Numai până la momentul bărbat...
Până când l-a închide pe dânsul, a lucrat poliția, da. Cum l-a închis, nu a mai lucrat nimeni, s-a terminat tot. Deci, Afanasie, totuși, eu, cunoscând cum funcționează la noi organele de drept, desigur că cu regret, dar mari așteptări de la ei, mai ales prin raioane, nu prea aveam la poliție și la procuratură în cazul nostru în Spăreni, dar până îi spui tu piept împreună cu avocați tăi să ceri, inclusiv proba care am auzit-o că a dispărut video de, și nu a fost cercetat video sau se eschivează. Video este, eu am în telefon, deci sunt dar niște... nu se vede persoane. Nu, noi vorbim de video înregistrări din sat care am auzit de la domnul consilier. Da. Deci este mare semn de întrebare. Apar de ce se ascund aceste probe. Sau nu au fost cercetați, sau poate și au fost cercetați. Ca concluzie vreau să spun că totuși pe lângă tine se rotunjește informatorul care să... Nu vreau să acuz pe cineva de aici, dar informatorul cu siguranță este. Nu-s din sat autorii sau făptuitorii care au intrat în casă. Nici nu te gândi la ei. Nu, dar străin, informatorii... E de aici. Da, și până o să fie reținut la etapa de urmări penale și arestat pe caz acest care presupus informator, numai atunci o să... De altfel... probele se ascund, probele se influențează. Deci eu aș vedea totuși un efort mai sporit din partea organelor de drept ca să afle adevărul pe cazul tău. În caz contrar, cu niște măsuri mai drastice în privința presupușilor făptuitori sau chiar așa ești bănuiți. Păi uitați, nu mai așa. Eu îi zic la poliție, când am auzit convorbirile lor la telefon, zic, de ce nu dați la un expert să vedeți cum vorbește el și cu domnul primar, cum vorbește, că alungă pșeala, că așa l-ai stucat și dă comandă, primarul îi dă comandă lui și să facă, înțelegeți, acolo este, la poliție este, nu știu dacă mai este, nu le-aș distrus, mai sunt probleme astea sau nu. Și iar mai este, când s-a produs crima, el a vărsat căldarea lui soția lui și a trămas-o după apă, că martorul a spus, martorii lui. Dar nu i-a luat așa minciună. Nu e minciună, că este martorul, da. Că el i-a vărsat căldarea și-a trămas o să ducă. Apropo de această fază, mie mi-a părut-o, ca și jurist și avocat, mi-a părut-o o semn foarte mare de întrebare. Voi erați în relații foarte bune până la caz. Vecini apropiați, gălăgii s-au auzit. Eu, ca vecin apropiat și ca bun prieten și cu mătru, prima și-a zis, păi, niciodată n-am auzit la tine gălăgie și gălăgie ieri la noapte s-au auzit la tine. L-am întrebat noaptea. Și eu mai devreme. Toate noaptea s-au auzit gălăgie la tine, prietenul meu cu mătru. Și uitați, iară... Ce asta... Bun, își pare jurist, nu trebuie să fii ca să înțelegi că arde cu roșu. Adică... Dar dacă așa alivinul ești, el puteți vii să zic, eu nu vreau să acuz, nu vreau să, oricum acolo... Ce să zic așa ceva? Nu mai deci, vinuia, atâta să trebuie să fie alți probe pertinente, pe caz, ca să poți aduce o acuzare cuiva, dar... dumneavoastră aveți dreptul și cred că și avocați, dumneavoastră îți vă explice, aveți dreptul să solicitați strămutarea cauzei penale la Chișinău, dacă aveți dubii cu privire la influența primarului, dacă aveți dubii cu privire, aduceți, mai ales că cazul se mediatizează, deci cazul este unul și din comun, este unul grav. Păi deci eu propun ca să mergi la audiență personală, dumneavoastră, la procuror general, adjunct procuror general, iau competența de a strămuta cazul în alt raion sau la alt organ de urmări penală. Și credeți-mă, și practica este așa ceva. Nu-i primul caz. Mă duc... Și atunci o să fie luată în serie, se face grup de ofițeri de urmări penală, fiindcă este un caz răsunător. Un grup de anchetatori, un grup de procurori, unde spun un șir de măsuri operativ de investigație, spun un șir de măsuri de acțiuni de urmări penală, unde dumneavoastră pur credeți și simplu să după înțelegeți că după un an și jumătate mai poate fi găsit da. Capătul? Totuși cred că nu da. Nu este prea târziu? Da, da. Păi uite, dar fiți atenți că să nu se găsească țapul ispășitor, să nu se găsească cumva țapul ispășitor, că este condamnat unul care poate nici nu este vinovat, dar ca să ascundă alte adevăruri care poate la spate stă o... Sperăm că nu se va întâmpla sperăm așa. Sperăm că nu. De ce după un an de zile, când dumneavoastră v-ați angajat doi avocați, nu ați contestat această ordonanță? De ce nu v-ați adresat la judecătorul de instrucție? De ce nu v-ați adresat la procurorul act superior? După o procedură clasic stabilită, care toată lumea știe acum că scriu la poliție, nu merge, scriu la procuror, nu merge, scriu la judecător, nu merge, scriu la curtea de apel, poate merge. Deci eu constat și colegul Andrei un pic v-a sugerat aceste idei,
ca să insistați la avocații dumneavoastră care ți-ați angajat să-și facă meseria. Și în cazul în care nu mai să discutați cu ei, să luați actele, să le citiți, să vedeți, vă convine, nu? Și să puneți întrebarea, domnul avocat, ce facem mai departe? Scrim sau nu scrim? Să nu lăsăm baltă, să așteptăm noi să ne facem dreptate singură în satul Selești, că nu vă ajută în momentul ăsta, toată viața, o să trăiți și o să găsesc. Încercați mecanisme juridice, încercați să contestați, încercați să solicitați expertiză, raporturi, păi investigații, orice. Încercați să detectiți particulari, încercați, că o să găsiți o modalitate să vă găsiți adevărul. Dar dumneavoastră, de fapt, vreți, eu și vă înțeleg personal foarte bine că este ok să stabilească adevărul, dar vă porniți și nu vă duceți până, nu vă faceți procedura până la capăt, cu părere de rău. Pot să vă mai spun? După ce s-a produs tălhăria, iar am venit la mama, sunt mere, că n-am venit cu mașina, dar am venit pe jos, că încă eram în stare grav. Am dormit la mama. Da, nu, dorm în este altă cameră. Și noaptea se auză când, hămăie, hămăie tare. Sun la un verișor, fii polițist. Scoi, domnul Ion, zic, la mine ceva este pe un grad. Scus că ieși, nu te teme, ține telefonul la gurom, că și ies. Ies afară și strig, băi, care acolo? Când acolo iese martorul lui, că eu fost martor în casă, când s-o produs. La ora 1 din noapte, bătea în fereastră. Când eu strâng, ieși cât îmi pușc. Și când acolo iese croitorul, îl văd un gras. Și cauți aici? Scapă eu, zic, da unde se eu? Zic, la mănăstire. Zic, și mănăstire? Și o scoi fanel, tu ești? Zic, da, vă, eu. Zic, du-te răb de pe nevnic, vine poliția. Și el se duci la poartă, vine înapoi, zic, e în cuiet. Zic, du-te pe nevnic, tu ești piștigard. Se duci răb de piștigard, se duci că el alătrea, trăie la vărsul. Și ce vrei să spui? Că ce făcea? Poate a vrut să vină și o ușă de pe mamă. De ce văd eu? Văd că s-au schimbat urât de tot lucrurile în Moldova. Cu 20 de ani, când ieșeam afară, puneam mătura în ușă și dormeam toți cu ferestrele și cu ușile deschise. Și acum am ajuns pe bune să vorbim de situația că trebuie să îmblăm cu arme și să punem camere video prin ogradă. Chiar e tâmpenie, eu nu știu la ce mai putem ajunge. Mai văd eu situația că ați fost foarte mult și greu schilodit fizic. Și ceea ce mă alarmează situația că dacă victimizarea dumneavoastră fizică bine a fost compensată și deja vă simțiți mult mai bine, atunci ceea ce ați avut de pătimit psihologic continuă și cu părere de rău va continua foarte, foarte mult timp în absența unei activități cu un specialist. De ce cred eu? Eu cred că dumneavoastră sunteți foarte frustrat și în cel mai ușor caz sunteți într-un stres post-traumatic. Asta e cel mai ușor caz care poate fi și sunt absolut sigur că aveți și tahilalie și aveți bătăi de inimă și respirație și transpirație și coșmaruri de noapte și visuri neplăcute și chestia asta va dura. Ce vreau să vă propun din puținul care îl puteți face acum? Deci să vă, cu putință să vă aflați cât mai puțin timp în locul unde a fost săvârșită crima și violența fizică asupra dumneavoastră. Deci să fie altă odaie, de dorit altă casă. Ce cu divanul și ăla plin de sânge care este până acum prezent la dumneavoastră? Deși el e acolo. Deci dumneavoastră vă dați seama că maica dumneavoastră și dumneavoastră ori de câte ori intrați acolo... Păi ține ca dovadă, că poliția n-au nicio dovadă, nu mai sunt soțină ca dovadă. Hai și acolo unde tot în sânge și în carne. Adică, da, eu bine vă înțeleg, dar m-ați înțeles ca idee. Deci ori de câte ori sunteți în anturajul ăsta, de atâtea ori dumneavoastră vă reactualizați durerea, de atâtea ori îi impuls pentru a fi totodată și mai frustrat și dumneavoastră și mama. Dacă puteți schimba cel puțin acest comportament, schimbați-l, că e mare greutate psihică la dumneavoastră. Vreau să spun că văd un om dezamăgit în lege, care nu-și găsește dreptatea și adevărul. Vreau să spun că organele de drept nu ne protejează pe noi, fiind în casa noastră. De fiecare dată, la aceste emisiuni, la dumneavoastră vorbim de organele de drept care nu-și fac meseria până la urmă. Totuși ar trebui
nu știu, o reviziune în acești oameni care, dacă s-au angajat, să-și facă treaba până la urmă bine. Aici încheiem, nu este și pace, vă doresc.